Vă salut, dragi prieteni! Astăzi vă salut eu și Europa de la recoltat de orz. Aici n-am recoltat, eu aici a fost recoltat cu un New Holland. Generație nouă, chestii, socotești. Aici am recoltat eu. Și am dat vorba alea, un ocol și jumătate, că mai e până la cap e capul acolo. Și s-a umplut bunkerul. Bine că m-am uitat pe gemulete, că a început să o ia într-o parte. A început să se curgă pe aici, pe partea asta, din bunker, să se vete. Pentru că e plin oici, care merg ăla la mijloc, care îl dă într-o parte. Hai să vă arăt și lucrarea. Paiele sau și o spice, să vedem dacă e, dacă sunt, dar nu sunt. Ha, o scoate binișor, vorba ăla. Pierderi și o combina nouă are pierderi. Deci aici e, ia uitați aici unde am oprit, a curs în buncăr. Deci pierderi la masă nu are. Orice combina are pierderi acum, na. La vârsta e, dacă are pierderi, îi dăm cu de-ala, cu... Ca la bătrân de bromatism, dai cu geluri de-alea, la asta îi dai cu vaselin. Dacă are pierderi, mai băgăm un cauciuc, îi mai băgăm una alta. Poate vă întrebați de ce nu opresc motorul. Am bateria descărcată. E bine. Eu zic că e bine pentru vârsta ei. Merge încet, dar îți faci treaba binișor. Nu te știe nimeni. Bunkerul are cam 1200. Să mă dau așa mai în spate. Să vedem. A făcut febră dispozitivul, am primit mesaj că dispozitivul are febră. La 37 de grade cât i-a